Ieri a fost o zi deosebită pentru cetățenii din izvorul Bârzii, întrucât parohia din comună și-a serbat hramul cu ocazia zilei Sfinților Mihail și Gavril. Credincioșii veniți din împrejurimi au primit o icoană, o cruciuliță și un pachet de cărți. În primele ore ale dimineții, pelerini de pretutindeni și-au îndreptat pașii spre parohia Izvorul Bârzii, care și-a sărbătorit hramul cu ocazia zilei Sfinților Mihail și Gavril. Parohia Izvorul Bârzii, din județul Mehedinți, a îmbrăcat zilele acestea haine de sărbătoare, întrucât Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril au fost cinstiți așa cum se cuvine la o biserică care își serbează hramul. Din binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Nicodim al Severinului și Strehaiei, la orele amiezii, în ajunul sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, duminică după amiaza, Sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici au poposit în biserica noastră, unde au stat până în ziua sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, după Sfânta Liturghie. Le mulțumim tuturor enoriașilor care au fost alături de noi și au participat la aceste prea frumoase slujbe și nădăjduim că Sfântul Irodion a ascultat rugăciunile fiecăruia și le trimite înaintea tronului ceresc. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să ne dăruiască mântuire. Amin. Sfânta slujbă a fost ținută de preotul Ștefan Manole, cunoscut drept un om implicat în localitatea din care face parte. Preot la parohia din Izvorul Bârzii, Ștefan Manole se implică activ în viața oamenilor din jurul său. Acesta își dorește să fie aproape de semenii săi și să îi sprijine cu ce îi stă în putință. Ieri, credincioșii veniți din împrejurimi, care au împărtășit bucuria sărbătorii, au primit la inițiativa preotului paroh Ștefan Manole o icoană, o cruciuliță, dar și o carte.